Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac, să pregătesc pancake. Și am aici toate ingredientele și voi începe. Vreau să pun sare, un pic, eu nu fac mult, voi pune lingură de vanilie, esență de vanilie. Trei ouă am pus. Cred că e suficient. Trei ouă. Praf de copt, după aia punem și amestecăm un pic și după aia punem și coaja de la o jumătate de lămâie, praf de copt și avem banane care o să-i zdrobesc așa, cu banane o să-i fac. Acum de-abia începe să miroasă lămâia. Îi facem așa până se face așa ca o pastă, știi? Dacă punem dintr-o dată multă apă, se face gogoloașe și... Îi fac așa, ia bine, bine. Facem multe feluri. Poți să faci clătite, poți să faci clătite cu multe, multe legume, multe fructe. Alții le fac cu fructe, alții le fac cu legume. Depinde fiecare cum îi place. Se fac cu banane, se fac cu căpșuni, cu multe legume poți să-i faci, cu multe fructe. Alții fac din astea, cum fac turcii, și le mâncă cu mâncare, îi servesc cu mâncare. Dar nu pune... Pune fructe, legume, nu pune fructe. Așa, ia uite cum s-a făcut, ca o pastă. Nu se mai vede... Că are nici ceva gocoloasă și ceva din astea așa. Acum punem apa. Puțin câte puțin. Dar ce miroasă vanilia asta. Să știți că e foarte bună vanilia asta. Esență de vanilie. Miroasă foarte fain. Dacă în vorbirea mea mai greșesc, nu sunt perfectă, nimeni nu e perfect. Nu că nu știu să fac, pentru familia mea eu mă descurc, știu să fac, dar câteodată mai am emoții.
Mă încurc câteodată. Așa. Și acum pun praf de copt. Punem, că trebuie să punem la ăștia pancake, că ăștia trebuie să pui praf de copt, că nu se ridică. Așa. Și pun și zamă de la o jumătate de lămâie, pun și coaja, să aibă așa un gust bun. Așa, și am să zdrobesc bananele. Oprește până zdrobesc eu bananele astea. Gata. Și acum punem bananele. I-am zdrobit așa, nu așa tare, ca când îi servești să simți că mănânci banane. Nu ne place așa. Vouă, dacă vă place altcumva, puteți să-i zdrobiți mai tare, să-i faceți mai paste. Eu cred că o să fie bun. N-are cum să nu fie bun aici ce am pus. Așa e, Nora. Astăzi Nora e cameramanul meu. Odată mă filmează soțul, câteodată mă filmează ea, câteodată soțul. Așa. Așa trebuie să arate. Și mergem la cuptor să-i prăjim. Te-am luat drum? Îi ungem cu ulei tava. Să vedem cum o să iasă. Frumos arată. Ia ce frumos a făcut, ai văzut? Cum s-a ruminit așa frumos. Și o să fie bun. Eu cred că o să fie bun. Cine vrea să încearcă, puteți să încercați. Dacă voi știți să faceți altcumva, puteți să faceți. Eu fac pentru ăștia mai tineri care poate nu știu. Nu vreau eu să învăț pe cineva, Doamne, nu vreau eu să învăț pe cineva care sunt mai bătrân și să dau eu lecții cuiva. Nu! Ăștia tineri, dacă se uită pe canalul tău? Pe YouTube, pe ăștia. Și să caută să facă, să învață cei care sunt tineri. Nu spun eu de ăștia care sunt mai în vârstă. Pe fiecare știe să facă. Așa s-a făcut. Așa. Facem a doua, facem a treia, până îi terminăm pe toate. Da.
Gata. Acum vreau să filmez și pe Nora cum face clătitele. Uitați cum face Nora clătitele. Pancake. Pancake, adică, nu clătite, pancake. Așa. Și ea știe să facă. Așa e Nora? Da. Ce Bună. Zici? Așa. Bună, prieten, Penitu. Bună, prieten. Nu revenim. Tina. Se pa grav. Așa se învață. Da, sigur. Gata. Și am terminat pancake. Da. Și acum Iosif și Nora încearcă să mâncăm, să gustăm. Să-i servească. Uitați cum arată. Poți să-i servești cu Nutella, poți să-i servești cu miere de albine, poți să-i servești cu dulceață. Să vă spun că puteam... Ia, să vedeți cum arată. E fain. Arată fain. Ce bune sunt. Sunt delicioase. Se... N-are cum să nu fie bun. Că doar am pus toate bunătățile în ei. Da. E fierbinte, Iosif. Lasă să mă răcească. E fierbinte. Și cam atât pe ziua de astăzi. Vă spun o zi frumoasă să aveți, binecuvântată de Domnul. La revedere, pe curând!